ai terminat și tu facultatea ca și om normal și acum brusc îți dai seama că ai nevoie de un job. Dar pentru că nu ai experiență, nimeni nu te primește și ești nevoit să te angajezi ca și motostivuitorist la o hală. Bună ziua și bine v-am găsit la prima lecție de motostivuitor. Este extrem de simplu. Tot ce trebuie să faci este să te miști prin dublu VASD. Felicitări! Iar acum tot ce trebuie să facem este să ne alăturăm colegilor noștri. Presupun că nu va fi atât de greu. Asta e pe departe cel mai ciudat obi care l-am jucat în viața mea. Te rog frumos să nu ating cărămizile roșii. Asta n-ar trebui să fie o problemă. What the fuck, mi-au lăcat deștul pe tastatură. I believe. Folosește Q și E ca să ridici lamele motostivitorului. Băi, ești de bun, chiar funcționează. Hai să vedem. Deci vine așa, în dreapta. Ok, la asta nu m-am gândit. Deci trebuie să ridicăm astea, ca să nu cumva să dăm în ele. Fii atent. Dar stai puțin că, în mod normal, un motostivitor virează cu spatele, nu cu fața, dar în fine. Nu știu dacă v-ați dat seama, de eu am așa ceva în viața reală, dar sunt certificat cu motostivitorist. Ok, dă-i drumul. S-a blocat, mâncați așa. Bă, da, ăsta chiar că s-a blocat. Vedeți că nu e chiar atât de greu, că doar trebuie să mă duc pe aici prin chestiile astea și să țin această dâră. Această dâră gri trebuie să o țin. Deja am ajuns mai departe decât data trecută. Bun. Și am reușit. Doamne, ce întâmplare. Am acum, nu e chiar atât de greu. Fun fact, mă, dacă vreți să știți, când te plimbi cu motostivuitorul, practic ești într-un drift constant. Pentru că el virează cu spatele. Bă, nu-i normal. Dar când o să luăm și noi niște chestii? Ai de viața mea. Why? Hai bă, că nu-i chiar atât de greu. Aici a rămas data trecută, așa-i? Că am dat în peretele ăsta, mâncați aș. Bun, hai că am trecut. N-a fost chiar atât de greu. Vai de viața mea. Ai de viața mea, ce vrei să... Vai de... Uite pe ăsta, mâncați. Deci, practic, dacă atingi o dată, ești dus de tot. Frate, a toți ești aici. Da, din câte văd, da. Bun, deci fii atent, eu o să-l trec, pentru că eu sunt... Pentru că am spus că eu sunt certificat motostivuitorist. Am lucrat pe așa ceva și nu este atât de greu precum pare. Este chiar foarte ușor. Nu este deloc greu. Tot ce trebuie să faci este să te strecori pe aici. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Am ajuns. Incredibil, nu pot să cred. Ai de viață. Aici trebuie să avem foarte mare grijă că trebuie să... What the dog doing? Trebuie să ne încadrăm. Trebuie să ne încadrăm. Să... Mamă, că nu e chiar atât de greu. Doar trebuie să am foarte mare... Omule, du-te în pana mea și mâine, că nu se poate așa ceva. Că asta e deja a doua oară când pic. A treia oară, în fine. Că trebuie să merg așa, să fac stânga, să fac dreapta și apoi... Dar dacă merg... Dar dacă fac eu, uite așa. Și apoi fac așa. Și apoi fac așa. Și apoi m-am dus la mătampi. Bă, am spus că m-am prins care e faza. Trebuie să mergi ceva de genul ăsta, caroțele din spate, să fie mereu pe dunga aia gri. Ca tu când mergi, trebuie să vii perfect drept pe chestiile astea și am căzut, așa e, da. Ba, n-am căzut. Și aici faci la fel. Te uiți în stânga și dreapta să vezi să nu cumva să pici cu roțile pe din afară, că odată ce ai picat, te-ai dus. Bun, uite, vezi? N-a fost greu. A fost chiar simplu. Acum trebuie să ai grijă să nu pici, cum voi pica eu acum dacă nu sunt atent, cu roțile în afară. Roțile trebuie să fie înăuntru. Înăuntru trebuie să fie roțile, ca să nu pic afară. Și aici va trebui să faci o 360. Nu. Dă-i cu spatele. Trebuie să dăm cu spatele aici. Și trebuie să vedem ceva de genul ăsta, că mai apoi să facem așa, să ne întoarcem, să facem așa, așa. Apoi facem din nou așa și apoi mergem dreapta. Că ne permite roata din spate și roata din față ne permite. Ne permit ambele. Să nu spui că am reușit.
Am reușit, ești prost. Aici presupun că nu e chiar așa de greu, trebuie doar să facem chestiile astea. Să trecem prin ele, mai jos alea. Bă, nu, e bine, e ok, unde-s lamele? Trebuie să ne strecurăm pe aici. Iar trebuie să ne strecurăm. Și m-am strecurat pe... Așa, nu știu, eu nu m-am uitat deloc la lamele alea. Nu-mi faci tu din așa mie, ai înțeles? Oh, oh, ușor, ușor, easy. E mai simplu în viața reală. Ce aurez cu lapte. Deci trebuie să iei așa mare, mă, deci... What the fuck? Bă, deja fac chestia asta, n-am atins nicio cărămidă roșie. Bun, aici trebuie să am foarte mare grijă. Foarte mare grijă. Foarte... Aleluia. Trebuie să ridicăm asta. De am crezut că o să ridic și ceva chestii, nu o să... Bun, dreapta trebuie să ne acum și acum trebuie să facem cel mai greu lucru, trebuie să ne încadrăm aici. Deci asta înseamnă că va trebui să facem ceva de genul ăsta. Uite că ajung... Bă, omule, deja încep să-mi pierd calmul. La final am, gen, acolo am picat. Stai că pic iarăși. Ah, da. Oh, da. Oh, băga mea și gura ta. Noi o să fim foarte atenți acum. Simplu. Bun, momentul adevărului. Stile alea foarte bine, în așa fel încât să nu ne atingem de cărămizile roșii. Dă-te în pana mea, am reușit, nu pot să cred, nu-mi vine să cred. Oricum o făceam cu ochii închiși. No! De ce nu? De ce n-a făcut tini? Cred că s-o lui. N-o să-mi bag. Nu uitați, doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut să dați pe butonul de like și eu voi mai face videoclipuri de gen. N-o să mai fac niciodată în viața mea videoclipuri cu genul ăsta, adică jocuri băga mea șpun. Nu uitați, dragi abonanți, dacă v-a plăcut acest videoclip mirific, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Big Wolf și noi ne revedem într-un episod. Vă pup, ciao, ciao.